Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Pentru început dați un like, un share, un subscribe, share-ul distribuire. Astăzi facem ceva foarte fain, mai exact, ciorbă de burtă. Așa că fiți pe fază că iasă extraordinar de bine. Bun prieteni, acum să vă spălăm burta. Dar numai cu apă să spălăm. Cu apă, spălăm. Eu mănc o înghițată. Cu apă rece. Ia uitați cu minutul. Hai, micuță, așa mai mare. O pui într-o apă în loc. Să dai un clocot. Și după aia o pui în apă curată. Ai ceva burtă la aceea. Bună înghițata. Ui ceva cu căs. Mai am o. Mai ai una? Da. Mai ai și una aceea. Burtă din Germania. Da, e burtă ce am luat-o de la magazin, de la Real. Nu-i prefiartă, e numai curățată, așa-i? Uh-huh. Ceea ce trebuie să țineți cont, ca în momentul în care luați burtă sau așa, dacă e de la o vacă care a fost mai mare, mai bătrână, așa e, să fie burta, deoarece e mai cărnoasă, mai bună. Cu cât e mai tânără, cu atât e mai subțăreau. Vai, ce burtă faină aia, Niță. Salută! Să trăiți numai bine! Sănătate! Sănătate! Anița, văd aici că ne face zamă de burtă astăzi. Vai de capul nostru, tu, Anița, să-ți dai Domnul sănătate. Ia mai ia curăță și asta. Dar stai să văd dacă bag. Toată, bag acolo să fie multe, mai scade, mă, prin fiar. Tu ai mâncat, tati, o înghițată din asta? Am mâncat, dar nu-mi place. Ne-a uitat. O să bag acolo. O tăiat-o așa, pătrățele. Vrei așa un pic spălată. Acum să dau doar să dai un crocot. Asta trebuie spălat mai bine. Asta trebuie un pic mai bine? Asta trebuie un pic mai bun spălat, mai bine spălat. Nu știu, parcă lipește. Ia. Ui, acolo, așa. Bicarbonată din la faia Nădăniuță. Bun, prieteni, deci s-au ajuns la concluzia că burta asta trebuie un pic spălată mai bine. Asta nu a fost așa bine spălată și trebuie să o spălăm noi. Și se va spăla cu ce se spală? Bicarbonat de sodiu. Bicarbonat de sodiu și ce se mai spală? Adică cum? Ce mai pui? O fric. Asta. Acum să pleacă bine cu bicarbonat, face cum ai spălat-o cu dirul. Haine. Ia, ca la haine. Adică nu chiar ca la haine. Că tu nu speli ca la haine. Da. Fain. Gata, mea aproape gata. Foarte bun asta. Un pic de oțet aș vrea. Ana! Ana, dă-i un pic de oțet aici la mami. Vreau ce-o iubi de mine? Bună! Încă se mai spală? Lasă că-l iau eu. Lasă așa că mă uit. Bun, prieten, că l-am găsit eu. Avem oțetul.
și-a băgat un pic de oțet așa peste. Să lăsăm oțet să stai. Trebuie să o las să stai așa? Da. Fiți atenți. Mamă, dar cum se curăță? Uite, vezi ce albă e acum. Nu mai e albă. Bă, dar ce grasă. Aia e bună. Mamă. Uite acolo așa, mamă, aia e grăsime, nu, acolo așa? Păi o las, dar trebuie să o las să-ți stai o țâră. Tati, că să lași aici, grăsime, dar ce faci cu ea? Dar nu mă arunca-o. O să oprești cu las-o, trebuie să stai. Da, 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 deci acum să stai așa, 5-6 minute, nu? Da, da. Bun, prieteni, ne-am apucat iară de treabă, nu? Da, nu, spălăm, este bine. Deci acum, după ce am lăsat așa să stea o țâră, să dă drumul mai departe acum, nu? Da. Să spele bine. Uite, nu mai iasă apa așa mai arcă, vezi? Acum, stai că asta e prima. Mai trebuie. Mai trebuie o apă. Acum, nu mai multe apă. Oi, oi, oi. Tati, fraților, să uite la televizor. Dacă-l mai auzit și pe el, înseamnă că e concentrat la ceea ce se uite. Uite acolo cum e seara. Cam câte apă trebuie să bagi așa? Până câteva apă. Până văd eu când văd. Ia uitați acolo și atât de bine să... Dar deja nu mai, uite că aici nu e curată. Nu trebuie. Să ne spargă crepiță odată. Uite așa. Mai bagi un pic de oțet? Da. Deci mai bag un pic de oțet peste. Și iar o mai las mai stai sau? Da, o spăl că nu mea. Deci mai băgă și bicarbonat. Hai să trebuie să desperi bine, bine de tot. Oțet cu bicarbonat, zici că e apă minerală. La ce? Așa se aude. Deci, psss, așa se aude. Ia uitați acolo. Ia. Dar nu da apă rece. Apă rece, dar e nu caldă. A, pe uite, după apa asta e bine, nu, nu mai cred. O mai bag și la fier și acolo doar mai este, nu? Da. Plătită bine. Oamenii fac care acum că rămâne oțetul ăla, nu rămâne niciun oțet. Da, nu are cum să rămâie, da. Doar o sfeie. Așa se spală. Nu rămâne niciun pic de oțet în el. Să mai bagi într-o apă sau? Da, da, să dau drumul la apă caldă. Acum se spală iar la chestia. Care grăsime multă. Castronul. Și să-l depune grăsime. Ia uite așa ce face capul.
Orice s-o înălbitrezi. Poți să o crești acum așa, păi îi dai. Mai opri când o punem la făcut, nu? Da, da. Deci un prieten i-a mai băgat-o într-o apă, nu? Da. Deci cam în 5 ape așa am făcut-o, nu? Cam așa, mă. Depinde, da. Am tot dat drumul și iar i-am dat drumul. Deci să bagă la fier prima dată, nu? Să dai în clocot bine. Da. După care să scoate, nu? Da, da. Să schimba apa în care o fier și după aceea să bagă legumele. Legumele, da. Legume. Și apoi ce să bagă la legume? Uite acolo frumează, dacă așa. Aici așa am curățat, ia uitați, țelină, morcov, ceapă. Cam asta aici. Nu? Morcov, ceapă și țelină. Și acum să bagă acolo. De ușor, atât de cât. Că tati se uită la televizor. Se uită la tractori. Cum are la arat, cum merg cu oamenii la arat. Deci, bun, și acum să lasă așa, nu? Da. Să apasă un pic mai hop. Cred că e prea multă apă, mami. E multă burtă, cred că trebuie să o schimb. Uite așa, și să lasă așa la clocut. Bun, prieteni, ia uitați, acum am oprit focul, să schimbăm prima apă, nu? Da, da. Deci să scoate burta afară. Să mai spăl. Să mai spăl o dată? Da, o spăl un pic. Dau drumul la apă. Deci să mai spăl o dată, scuzați că am răgâit. Și ia, uite așa să... Dar ce carne e? De vită. Păi ia, dar de unde e ce carne de vită? Codă sau ce e asta? Codă, codă. Două bucăți de codă. Cus. E nevoie la ciorba de burtă și de niște carne de vită pentru gust, așa, nu? Da. Puteți să băga și rasol și oase dacă n-aveți carne. Oasele de vită și nu mai bun. Păi da, oasele de vită. Stai de os. Ia uitați cum e prima apă după ce o dată în clocul, cam cât o mers? O mers vreo 30 de minute. Cam așa. Cam așa. Uite așa. E și multă. Am schimbat și oala, am pus una mai mare ca să n-avem treabă să dea în foc. Acum, acum le bag și acum bag și legumele. Și imediat să vă bucam și legumele astea de aici. Deci acum imediat după ce se spală și oala, așa că trebuie să o mai speli. Da. Deci se mai spală și oala. Deci după ce ați scos burta, a spălat burta, după care se spală oala. Spăl oala, spăl burta și după sau oala și după aia burta. E indiferent. Indiferent, cum vreți. Nu. No. Ne auzim când punem iară la fier, nu? Că doar... da. Sau când spălăm burta. Da, când o pui la fier, tu filmezi aici așa. Mm-hmm. Bun, prieteni. Acum se bagă la loc burta. Tati, că el... așteaptă până când e gata burta de hiert să mânci. O zis. Știi, când e hiert așa, el vrea să mânce cu sare. Am spălat-o iară. Și acum o punem cu legume, cu tot la foc. Și acum nu mai îi schimbi apa, a? Nu mai, gata. Și acum să lasă la clocot bine. Da. Ce acolo? Țelină. Morcovi. Ceapă. Da. Și acum asta se lasă aceea la fier. La fier, cu fierul. Și la fier. Și după aceea ce mai faci cu ea? Și mai vedem, mai departe. Aha, nou, bun. Bun, prieteni, e lumină mai mare. Ia uitați, acum să scoate de aici. Ia uitați acum cum arată. O scoatem și o punem să se răcească. După care trebuie tăiată. Tăiam. Mamă, dar ce fain e, uite acolo. Trebuie usturoi. Usturoi este, l-am curățat pe rasă.
și o fier bine acum. Asta e fiartă, tate. Nu știu, caut de-aia cât e de fiartă, poate. Știi? Ce zic, caut de-aia de... carne aia și ce s-a acolo. Mamă, ce foame. Ai de cap, în eu. E fain rău. Să vedeți, bă, ce bună e asta cu sare. Ma... Să o tocaște în gură. Ia, uitați acolo. Ciorbă din burtă. E ca când eu fiți atenți. Mai este? Mai este. Oricum o fac așa mai grosă, că nu ne place subțire, să cauți burta prin ciorbă. Știi? Păi da. Nu acum trebuie lăsată și bagi altă apă aici așa sau? Nu mai bag altă apă. Usul am golit-o aia prima. Asta păi e. Da. Apa aia în care faci. Și asta o lași. Mm-hmm. Dar nu mai bagi apă. Nu știu. Nu mai bag. E puțin apă. Nu e puțin, că vine baia are multă. N-am avut da faine. Să scot legumele. La legume se trebuie altevați, nu? Da. Acolo cât de bine arată. Da, dar chiar că arată bine, nu, arată rău, bine de tot. Mamă, și coada aia, cred că s-a făcut. Ia. Aha, s-a făcut și coada. Că e mole, că am văzut la mâna pe ea. Știi? S-a făcut, că se desprinde de pe oase. E bine. Și acum așa, cam o jumătate de oră trebuie lăsată, nu? Să se învățească să putem să o tăiem. Da, o scot afară un pic. Dacă nu, nu putem. Da, nu. Și faci alte legume sau tot astea nu. Le faci? Nu, astea nu se mai bagă. Legumele nu se mai bagă. Mhm. Uh-huh. Să văd că străcăre o mai lăsat țărina. Ceapa. Ceapa? Nu. Deci acum asta o lăsăm așa să stea. Tot, deocamdată. Punem să se răcească un pic. Să putem să tăiem. Mamă, dar ce fragită e asta. Și ne auzim când o tăiem. Revenim. Gata. Bun, prieteni, ne-am apucat de tăiat. Eu am mai tăiat aici așa câteva. Și Ana e aici, ea mă ajută. Și să le tăiem felii toate. Așa, mai mici. Uite așa. Mai scurte, nu că sunt lungi. Mai scurte? Da. Uite așa. După care o să trebuie să-ți facem și usturoiul. Usturoiul se dă pe răzitoare. Uite așa, să taie tot. Să taie tot felii. Așa. Și asta mătăm o dată că sunt lungi. Uite așa se face. Uite ce... Asta e mai grasă, vezi cum e? Uite. Uh-huh. Asta așa se taie. Așa, facem mai departe. Ce-i gata, n-a să bagi în tăl acolo, așa când mai e. Uh-huh. Uite așa. Adunăm de pe cărpător, punem din cauci.
Uite ce cărnos e asta, uite. Uh-huh. Vezi? Aia tot e numai carne. Uite așa. Uite așa se face, tot. Să nu lătiați nici prea sub țărele, că nu e bine. Că după aceea se face ca fleașcă așa. Uite acolo. Ce repede merge. Vezi? Și s-o răci și repede. Asta deja e gata. Asta încă o dată tăiat. Depinde, că sunt mai mari, sunt mai mici, asta nu e o problemă. Uite aici. Ia uite să vedeți asta acum. Uite ce. Ia uite. Vezi? Fain asta. Să nu uitați ce am zis la început, când vă luați burta, să o las să fie mai, cum zice, de la o vacă mai bătrână. E mai cărnosă, e mai mare. De la unul mai tânăr, când se pune la fiert, se poate face să se fleșcăiască, așa. Cel mai bun e de la una mai mare, matură, să fie. Uite așa. Ia să mai vedem ce mai. Usturoi avem destul, că ne-a trebuit să ne apucăm de el, de usturoi. Bun, și-am terminat aceea. Un șervețel, așa, și m-am pus să dau pe răzitoare, după care ne apucăm de adunat de aici. Așa, îl dăm bine pe răzitoare, uite așa, să se facă mărunt, finit. Ia uite așa. Deja au ajuns la dești. Aici așa e mai urâtă treaba că se prins deștile aceia. Tot ăsta trebuie. Ce avem aici? Uite așa. Deci ne mai auzim că suntem gata aici cu totul. Că până acum ui ați văzut ce s-a făcut. Acolo mai avem un os. La ori mâncăm noi, ori dacă îi mai băgăm prin ciorbă. Vedem. Nu-i neapărat să-l băgăm și eu fac aici mai departe, ne auzim când te băgăm iară. Bun, prieteni, am apucat acum de făcut la usturoi, trebuie să băgăm și o făină, domnule, din astea smântână,
trebuie niște ouă. Acolo așa se bate o țire usturoiul, să se facă așa ca pasta, nu? Sau cum vrei să facem? Da. Uite acolo. Și acum, da, sare, nu pui pe el sau ai pus? Am pus. Ai pus sare. Ia uitați acolo. Nu trebuie. Smântână. Uite acolo. Ui, dar ce smântână? Asta e grosă tare. Ia uitați acolo și amatându-o deschide cum se face. Ia uite. Și mai trebuie să bagi ouă. Toate ouălele le bagi, sau? Gălbenușul va rămâne. În gălbenușul. Și se amestecă cu ăla acolo la oaltă sau cum? Da, se amestecă. Să vedem cum se separă ouăle. Știi cum am văzut la șef la cuțete mami, că le făcea? Le pune pe toate la oaltă și pe aia uimerea cu mâna și băga așa ca cu graiverul și le lua. Aole. Ia uite acolo. Dar ce gălbenușuri are asta? Uite acolo. Unele care sunt mai vechi de ele la gălbenușuri ce se împrăștie, nu? Da, dacă nu e o prostă. Și apoi astea ori fi prospete sau cum? Uite, ăla nu a fost așa. S-o spart aici, Claudiuță. A, acolo s-o spart. Așa. Fiți atenți, acum începe să le bată toate acolo la oaltă. Smântâna cu gălbenușul. Eu am băgat și usturoi, tot am stăcat. Și usturoi. Și asta toată așa se bagă în zamă, nu? Da, am să bagă dintr-o dată. Da, cum? Se bagă pe rând? Da. Oi. Trebuie să mai știi cine până nu mai are cocoloșul de ales, sau cum? Pe ea, dar cocoloșele alea nu se fac de la ăsta, cum se zice, de la usturoi. Nu. N-are treabă cu usturoiul. Uite așa. Și apoi de la ce se fac aia? Aia e de la smântână, Claudiuță. Dar cu mixerul, nu face mere. Iată. Acolo avem albușurile. Aici e ăsta. Și acum trebuie să ne pregătim să băgăm în oare, nu? Da. Dar prima dată să băgăm burta. Un prieten, deci următorul pas, înainte să băgăm urta, să lasă apa să se încălzească dacă cumva s-o răci. Și în timpul ăsta se poate da pe răzitoare niște morcovi care vor trebui să se bage în... La călit. La călit. La călit și după aia băgăm în deci se bagă la călit și după aia se bagă în ciorbă. Dar numai morcov pui sau? Numai morcov. Morcov. Uitați acolo. Ne-am pregătit de, cum le se zice la ăștia, nu? Morcov. Ne-am pregătit de călit morcovii, am pus ulei în tavă,
Și un tavă de tigaie. Și acum trebuie și să... Ia, dar aștept să se încingă sau îi lași așa? Sau bași când nu îi încins uleiul? Ba, mă, lasă să încingă ulei și după aia bag morcovul. Și apoi știu cum îți dai seama că îți încingi? Bagi așa una din ăsta și vezi acolo. Și vezi când, uite, e gata. Lasă, lasă. Bagă-l. Lasă-l, bagă. Ia uitați acolo. Păi să băgăm burta până atunci. Bagi burta? Da. Deci acum o să vă băga burta. Ia uitați acolo. Burta se bagă. Hai că e stomatul de la... Okay. E bine. E bine. Uite acolo toată ce ia. Lasă așa. O să se bagă cu noastră. Și acum bagă asta. Da. Bă, le oștean, nu bagi sau din ăsta, cum zice, pătrunjel. Pătrunjel. Lasă și cum acolo. Mă uitați acolo. Și apoi morcovii la călit, chiar cât se lasă așa, până să-l moie, până ce? Da, până să vezi. Ia, dar tu tot să le zici la oameni. Păi ți-o vede, Claudiuță, doamne. E, dar nu tot știe. Ce textură trebuie să aibă? Are mai o textură, mai mole. Dacă eu mă uitam la vlog, eu îi lăsam până de veceau ca cartofii prăjiți. Așa-i lăsam de zăvatul. Ce, morcovă? Da. Ce, crezi că nu se face? Rumenesc. Păi da. Nu-i lasă să rumenească. Să ducem și zmântul nostru, vedem cum trebuie. Lasă codul și... acum vrei să o bat sau? Păi trebuie să o bat, vreau să o bat la sfârșit, că nu mai este lung și gata. No, bine, n-am luat comodul, eu și-o și acum vine momentul adevărului, momentul în care să... A, iei cu apă, așa? Păi trebuie să băgăm tot cu tu. Vezi că ai băgat sudul. N-are nimic. N-are nimic? Nu. Se bagă apă din supă, din ciorbă, zama aia, se bagă aceea. Da. Acum se amestecă. Se amestecă. Uite, dacă e mai caldă, vezi cum se circulă. Imediat se omogenizează cu tot acolo. Păi nu poți să bagi toate dintr-o dată, că să separă smântâna de ciorbă și nu se face bună. Păi eu, du-te. De-aia spară tot un pic de ciorbă, până să ajunge la temperatura care e ciorba, știi? A, pe la tine mai durează. Da, nu, vezi că deja ia saburi. Uite acolo, zici că e ciorbă.
Ce ai făcut acolo? Mai bagi are? Mai bag un pic. Mai bag un castro. Deja nu mai poti să mai ții castrolul bune. Nu, nu ții. E prea greu. Atâta? Da. Acum s-a băgat asta. Castronul se va pune la spălat. Mamă, dar ce fain arată. Dar s-a înălbit așa, zici că faci paste. Cu lapte, zici că faci macaroni cu lapte. Zic că nu e așa. Mm-hmm. Acum trebuie să băgăm ăla și e gata, nu? După aia. Da. Și o acrim. Și eu o acrești cu oțet. Deci acum să bag morcovul. Mai iau un pic de ciorbă să mai iei din roșală. Din culoarea faină, așa să o iei. Ia uitați cât de faină s-a făcut. Haine să pun toate la spălat. Să amestecă de câteva ori e, nu? Ah, și acum o înnăcrești. Adică o acrești sau o înnăcrești. Se acrește, ce știu. Vrem să facem acre. Ăla e ulei, nu? De lată se bate. Doamne, doamne, e latul ulei, în loc de... Trage-o în față, că acum e gata, nu mai are treabă. Da. Ia uite acolo. Un oțet. O lecă de oțet. Nu mai bagi. Nu mai. Vrei gust oțelul. Nu mai. Cine mai vrea să-și mai puie, dar nu mai pui. Te-ai să o gust eu. E gata. Lasă că e gata. Să-i se scot într-o. Nu. No. Te așa. Bun, prieteni. Am scos și am pus într-un bol. Când ea ne punem la masă. Și am vrut să vă arăt cum arată aceea în clătiț. Și acum o să mergem în la partea aia. Uite așa, ei, vedeți ce bine arată, iată așa să pui mâna mai sus. Uite așa. Uhu. Bun, prieteni, asta e ceea ce a ieșit. Am pus un ardei iute aici lângă. Avem ciorba, ia uitați cum a ieșit aceea, faină. E multă burtă, aceea iară mai avem, fain. Deci cam asta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut să faceți și voi acasă. Nu uitați să lăsați un comentariu, un subscribe, un like și până pe data viitoare, pa, pa!